Închiderea podului Olt pentru reparații va afecta grav traficul rutier din Slatina. Municipalitatea caută soluții pentru a asigura o rută ocolitoare, în primul rând pentru autoturisme. O variantă ar fi drumul care pornește din Slătioara, ocolește barajul Oltului și urcă în Slatina pe strada Basarabilor, prin zona stației de epurare. Primăria a inclus acest tronson într-un proiect de reabilitare, lucrările urmând să înceapă în această vară. În momentul în care se va opri traficul pe podul Olt, acea rută va fi o rută ocolitoare și, din câte știu, și am vorbit cu domnul președinte, cu domnul Marius Oprescu, și el a dat ceva bani comunei Slătioara ca să facă și comuna Slătioara partea de drum de la Slătioara. Un alt drum de la marginea Slatinei, strada Drăgănești, care traversează zona industrială, va fi modernizat și lărgit, anunță autoritățile. O să reactualizăm SF-ul de supralărgire strada Drăgănești. Este ce spuneam eu mai de mult, cele patru benzi pentru Pirelli, TMK și BKR. Cele două tronsoane vor fi asfaltate prin intermediul acordului cadru derulat de Primăria Slatina, care a semnat contracte de execuție cu trei constructori. Astfel, nu vor mai fi derulate licitații pentru fiecare lucrare în parte, iar termenul de finalizare va fi mult scurtat.